Am luat geaca pe mine, că e frig, domnule, deși termometrul arată vreo 3 grade în plus, nu știu. Ne-a intrat frigul în oase. Depindem de fenomenele meteo. Bună dimineața! Păi nu suntem în valul 3? Oficial, oficialii de la institutele de sănătate, de la instituțiile care guvernează bolile de pe planetă, oficialii au spus, oficial suntem în valul 3. Vorba cântecului, oficial merge bine, neoficial pe cine interesează. Valul 3, după valul 1, după valul 2, după coco. Atât am fost de spălați în ultimul an, spălați și pe creier, spălați și vai și amar de capul nostru. Ne mai spălăm în interior cu o cafeluță bună. Primită pe site-ul buymeacoffee.com/nicuvendea de la Vali Rusu. Mulțumesc, Vali. O cafeluță, o cafeluță. Nu vă pun la cheltuieli. Nu vă pun la cheltuieli că e luna mărțișorului. Câte o cafeluță merge și vă mulțumesc tare mult de ea. Putem vorbi tare acum, nu? Că s-au trezit și parlamentarii noștri. Mă rog, azi dimineață, că în rest dorm pe banii noștri în Parlament. Acum e dezbaterea pe problema bugetului și apoi își justifică salarul. Și ei au făcut circus. Circus, mă, în toată regula. S-au huiduit. Numai că nu s-au scuipat și călcat în picioare. Dar pe în spate, pe acolo, și împărțeau sandvișurile pesediștii cu peneliștii. Bă, să nu-i bați la curcubasca udă. Niște actori proști de duzină, dar care au ajuns în roluri importante datorită nouă. Acum de la 10 încep și iară dezbaterea. Azi noapte au stat până la 2. Săraci. Păi da, că erau obosiți, că au dormit în ședința din plen, că unii așa s-au făcut genetic, adorm mai bine pe huiduieli. Câți unul se lasă, domnule, i-au adus păpuși. Pesediștii i-au adus păpuși, chipurile să impresioneze, că n-au făcut nimic pentru copii. Dar acum arătau păpușile, erau cam motroșite. Domnul Ciolacu, ce ați făcut cu păpușii ca la baie? Nu ne interesează, că noi discutăm probleme serioase. Să-l ia la bătaie ăsta, Daniel Ghiță, luptătorul de cheioan, pe Câțu. Câțu cu Ghiță. O pleca la grădiniță. Da, Câțu nu se lasă. Vă lăsă acolo. Nu, buget. Și să facem, să bani. PSD. Câțu nu se lasă. L-au atacat. O căzut examenul de treaptă la liceu. Nu a intrat din prima la facultate. Dar acum a intrat din prima în guvern și recuperează studiile. Și Grindeanu. Papițaul ăla cu fața aia de păpușel pervers, Grindeanu, arăta cu degetul. I-a revenit vocea lui Grindeanu. Avea o helancă la gât să nu răgușească. Grindeanu, care primește de pe la Ancon sau unde el, 10-12 mii de euro pe lună, salari de parlamentar, bineînțeles, Grindeanu îl arăta cu degetul pe Câțu, Grindeanu. Ai uitat, mă, Grindene, ai uitat cum erai cu Ciolacu, cu Pălac, lângă Dragnea și îl țineați de știucă. Ei, că i-ați mângâia știuca lui Dragnea, așa cum voi sunteți mari. Chipurile tăiați și spânzurați, da? Vi s-o tăiat. Că și ăștia de la coaliție, din coaliție, mă, ca toți românii, chiar și udemeriștii, și-au dat bani mai mulți, au dat bani mai mulți primăriilor, unde au ieșit primari din partea lor. Administrația locală cea mai favorizată sau cea mai primitoare de fonduri, administrația a fost cea care a dat voturi pentru PNL, USR și UDMR. Și apoi în zonele defavorizate unde e PSD-ul, unde a câștigat, iar nu s-au dat bani. Și de aia împărțeala nu s-a făcut bine. 3.000 de amendamente a depus opoziția la legea bugetului. 3.000 de amendamente și majoritatea la fondurile de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Acolo-s banii, acolo-s miliardele. Să-i vezi pe ei depunând amendamente pentru legea educației, să schimbăm ceva în școala românească. Nu, niciunul, toți acolo unde-i bani, acolo-i discuția. Educația, apropo, în Germania, titlul de Miss Germania a fost câștigat de o doamnă, că altfel n-ai cum să-i spui, de 33 de ani, care are 2 copii. Am văzut că era și o candidată cu barbă, ea o fi luat locul 3-4, mă rog, dar totuși e o premieră. Ceva fără precedent, titlul de Miss câștigat de o doamnă cu 2 copii. La 33 de ani, bine, dacă era concursul în România, la 33 de ani, respectivă, era bunică. Da, de asta se uită, mă rog. Unde-s bani? Acolo îs ochii, nu și minte. Cafea bună, buymeacoffee.com/nicubendea. De data asta, ceașca a fost botezată de către Valentin Rusu cu o cafea. Mulțumesc, să trăim! Acum de la 10... reiau discuțiile.
De la 10 reiau discuțiile în Parlament. Atâta mai au săptămâna asta să discute bugetul și după aia își văd de treabă încă vreo 3 ani și 8-9 luni cât mai au mandat. Că mai bag așa la 2-3 luni câte o moțiune, asta dacă rezistă coaliția, că domnul Cioloș a zis trebuie să fim foarte atenți. Domnul Cioloș, care deja are un limbaj de candidat la prezidențiale, trebuie să fim foarte atenți că și în interiorul coaliției pot să fie cozi de topor și mă leși. Sunteți acolo, mă, voi sunteți cu pâinea și cu țitul și cu sarea. Sare. Știți povestea cu drobul de sare? Trebuie să o știți. Cu drobul de sare din Ion Creangă. Numai nu cădea de acolo, de pe dulap, de pe Credenț. Numai nu cădea, dar toată lumea era panicată. No, așa și la Cluj. Napoca, metropolă de 5 stele, aici la capăt de imperiu. Nici nu s-au apucat cu studiile bine de fezabilitate, că-s la machete, machetuțe, 3D-uri, cei care se ocupă de înfăptuirea metroului. Deci, ce să vorbim, că n-au făcut nimic în subteran, n-au dat cu cazmaua, dar au descoperit undeva pe traseu un zăcământ mare de sare. No, și deja e bai că de la acel zăcământ au și zis, pe 2027 trebuia să fie gata metroul, dar din cauza zăcământului de sare se amână cu 5 ani. Deci, dragi nepoți, ăsta e un video pentru viitor, dragi nepoți, vă rog să aveți multă răbdare. Poate nepoții voștri vor circula cu metrou pe aici, în Cluj-Napoca. Noi o să circulăm la suprafață, sau nu, pe vremea aia o să fim și noi la subteran, dar nu o să mai circulăm dintr-o stație într-alta, o să fim tot sare. E problemă cu sare. Păi să se exploateze zăcământul, zic, și să se facă un orășel subteran. Să zic că Salzburgul e sub Someș. E de capul meu, mă. Nu știm, nu ne pricepem, dar avansăm chestii de astea de... Așa m-a salutat soacra mea azi dimineață. Soacra, așa. Îmi cer scuze, stimați cetățeni, stimați argeșeni, microbiști din Argeș. Îmi cer scuze, aseară știți că a fost meci, mare meci CFR cu Argeșul și s-au scăpat ăștia de la CFR și au dat 5 goluri. 5-0 a fost meciul. I-am zis la soacra mea, nu te mai concentra atât. Ea când are meci CFR-ul, strânge din pumn, se concentrează. V-am zis eu, boss orcani, vrăjitoare, se concentrează și câștigă CFR-ul. Am uitat că m-am luat cu știrile și când era 4-0 am zis, mai lasă și tu pumnii, că s-a mărât și ăștia de la Argeș. Și eu, vis de ajuns 4-0. Pe când se desfacă mâinile să nu se mai concentreze, 5-0. Bâng, 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 bâng. Pe primul loc, Becali disperat, să vedem pe cine mai aducem. Milioane de jucători, Bursucu, Dan Petrescu, își plânge în pumne acum. C-o plecat de la CFR, în loc să stea să mai ia un titlu. S-au dus la turci, s-au făcut de rahat după 8 etape și acum iară visează. Ba China, ba... Așa-i, doamne. Așa-i, da, o cafeluță bună, nu se ratează niciodată. Mulțumesc frumos. Știți voi, buymeacoffee.com/nicuben, de acolo adunăm cafele. Că doar nu am ascultat manele. Păi dacă și influencerul Shelly a explicat, păi zice, domnule, am ascultat manele, nu pentru mine, că eu ascult numai trap și alte religii muzicale, ci pentru prieteni. Deci am avut vreo 7-8 prieteni, tineri de generația mea, doctori sau viitor doctor sau așa, lor le plac manelele, le place maneaua. Și așa că l-am chemat pe Țancă Uraganul și pe alte fenomene, meteo ca să cânt. Ok, nu, dacă își permite, mă... Și eu aș fi vrut să-l aduc pe Vivaldi să ne cânte, că e început de primăvară, dar nu mai poți, că și el e la zăcământul de sare, ca și metrou din Cluj-Napoca, da, da. Pe când ieșim din lockdown, ne se promit autobuze fără șofer în Cluj-Napoca. Vă dați seama, de asta avem nevoie. Traficul e sugrumat, că se construiește înfiorător. Și nu se face nimic pentru trafic, dar ne se promit autobuze fără șofer. Dă-i, Doamne, chelului. Și nu mă refer aici la Băsescu, dă-i, Doamne, chelului tichie de mărgăritar. Marța cu ceasurile rele, să nu vă loviți de ele. Mulțumesc pentru urmărire. Share la video dacă v-a plăcut, da? Subscribe. Mai spuneți lumii să vină aici să ne apropiem de Paște, așa să fim o comunitate de vreo 6.000 de suflete virtuale pe YouTube. Mulțumesc și pentru comentariile pe care știu că o să mi le scrieți. Vă răspund acolo, ne mai distrăm și în scris, nu numai video. Zi superbă, zi sublimă și fie vă baba pe sufletul și pe inima dumneavoastră, că până nouă
cu Babel om trăi.